Regăsit la ora de studiu biblic. În studiul de astăzi ne vom concentra atenția asupra misiunii lui Dumnezeu, dorind să înțelegem corect acest concept, pentru că Dumnezeu dorește ca noi să fim părtași la această misiune. Ce este misiunea lui Dumnezeu și cum putem să devenim noi împreună lucrători cu El, vom descoperi pe parcursul studiului, de aceea vă invit ca să urmăriți această emisiune. Elida și Daniel, ca de fiecare dată mă bucur că sunteți prezenți în platou și vă spun bun venit! Mulțumim! Unul din semnele timpului caracterizate de Domnul Hristos ca fiind un semn al sfârșitului se găsește scris în Matei 24:12. Din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Simțiți prezent fenomenul acesta printre noi? Cui mai pasă atât de mult cum îi merge aproape lui său? Societatea ne învață ca să fim imuni la nevoile altora, pentru ca să nu avem noi de suferit. Într-o vreme ca aceasta, studiul nostru debutează cu provocare, dacă putem spune așa. Ioan 13:34-35 spune: vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Aceasta este, dacă înțeleg eu, un test sau o dovadă pentru societatea în care noi trăim. Că suntem urmașii lui Hristos dacă avem dragoste unii pentru alții. Adică, în ciuda faptului că simțim din plin că dragostea celor mai mulți s-a cam răcit, îmi amintesc cu drag de predica fratelui Zaharia Orac și spunea: în multe biserici poți merge cu schiurile, așa de înghețată este dragostea fraților. Ucenicii lui Hristos vor avea dragoste unii pentru alții, o dragoste autentică, o dragoste ce se face simțită, ce spune textul, vor cunoaște toți. Bine, până aici este totul ok și este clar. Ce nu este clar urmează. Dragostea este din veșnicie și Dumnezeu în toate timpurile a învățat pe copiii lui să se iubească unii pe alții. Și am putea să spunem chiar legea celor 10 porunci este o lege a iubirii care este din veșnicie și a fost dată prin viu grai, după aceea la Sinai, ca să fie implementată în mintea oamenilor să se iubească. Și vine Domnul Iisus acum și spune: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți, și mai departe cunoaștem textul. În ce constă noutatea acestei porunci? Dacă dragostea este din veșnicie, dacă oamenii au fost învățați să iubească, în ce constă noutatea? Pentru că Domnul Hristos n-a spus niciun cuvânt care să nu aibă o profunzime, o profundă învățătură pe care noi să o aplicăm. Porunca aceasta nouă este legată de noul legământ. Avem vechiul legământ și noul legământ. Noul legământ este o întărire a vechiului legământ. Nu este o anulare a vechiului legământ și o instaurare a unui legământ diferit, ci este doar o întărire, o reîmprospătare, o actualizare prin subliniere a primului legământ. De ce legat? Fac această introducere pentru că pentru a înțelege noua poruncă este necesar să înțelegem noul legământ. În vechiul legământ, Dumnezeu ia poporul Israel, când spun poporul Israelul istoric, geografic, dacă vreți, îi dă o misiune, îl face poporul său și îi dă o misiune, pentru că suntem în cadrul unor studii biblice care vorbesc despre misiune, da? Și misiunea poporului Israel era ca să fie o lumină în fața popoarelor din jur, iar legământul consta în faptul că Dumnezeu îl ia ca popor al său și poporul Israel era prin legământ poporului Dumnezeu. Noul legământ nu desfințează legământul cu izraeliții, ci doar deschide porțile ca și celelalte neamuri să intre în legământ. Nu se anulează nici dragostea lui Dumnezeu, nici legământul lui Dumnezeu cu izraeliții,
ci prin nou legământ se deschide ușa ca pe lângă izraeliți să intre români, austrieci, toate popoarele, spune Biblia, orice neam, orice seminție, orice limbă, orice popor. Da? Acesta este noul legământ. Dar el nu exclude, de acum zice, doar ceilalți și izraeliții, nu. Deci nu anulează primul împreună legământ. Împreună cu izraeliții și ceilalți. Nu anulează primul legământ și instaurează un altul, ci împlinește primul legământ prin deschiderea porților spre ceilalți. Tot așa este cu noua poruncă. Dumnezeu nu spune, până acum din veșnicie exista dragostea, acum se anulează și avem o altă poruncă. Nu, ci întărește până acum izraeliții se iubeau, ca să zic așa, sau acceptau doar ei între ei. Ceilalți erau păgâni, erau respinși, erau, iar ucenicii ca grup de credincioși aveau tendința să rămână în această dragoste frățească, dar separatistă. Noi și restul lumii. Noi iudei și restul lumii, noi adventiști și restul lumii, noi o altă religie și restul lumii, noi bunii și restul lumii. Nu. Domnul Iisus vine și spune, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, adică așa cum pe lângă cei aleși. Eu mi-am deschis brațele ca să vină oricine crede, asta spune Ioan 3:16, pentru ca oricine crede să poată avea viață veșnică. Acum noua poruncă este, iubiți, spune Biblia, chiar și pe vrăjmașii voștri. Și apoi, atât de frumos, Domnul Iisus, în predica de pe munte, lărgește spectrul acesta al noii porunci și este aceeași dragoste eternă a lui Dumnezeu. Ea nu mai este însă restrânsă într-un anumit cerc, ci este dragostea lui Dumnezeu oferită și pusă la dispoziția tuturor și pe care o transformă în misiunea noastră și spune, aceasta este porunca mea nouă pentru voi. V-am ales pe voi, sunteți poporul meu, dar acum porunca aceasta nouă este ca oricine crede să poată avea viața veșnică. Și porunca dragostei este aceeași iubire a lui Dumnezeu, dar de data aceasta descrisă spre oricine care vrea să fie părtaș al dragostei lui Dumnezeu. N-aș face decât atât. Aș încerca să găsesc că acest pasaj se așează într-un context foarte interesant. Erau la cina cea de taină, în momentul în care ucenicii aveau divergențe între ei, a stat mult cu ei și a învățat multe lucruri și după ce Iuda l-a vândut pe Iisus, chiar așa pasajul în care este încadrat textul Bibliei pe care l-ați citit, spune că după ce Iuda a ieșit, Iisus a zis, acum a venit ceasul pentru ca Fiul omului să fie proslăvit. Și o problemă pe care ei o aveau era legată de întâietate, de dragoste, de acceptarea unii față de ceilalți. Și, într-un fel, pasajul ăsta biblic este atât de profund și personal pentru ucenici, încât devine relevant și în contextul misionar. Le spune, uite, vă dau o poruncă nouă. Și nu este legat de ceea ce n-a mai fost până acum, ci să iubiți cum v-am iubit eu. Nu era deloc nou. Era un lucru doar accentuat. Era doar reașezat în mintea lor. Și încă ceva foarte interesant, prin asta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Până la urmă, era un mesaj cu dublu sens. Cine își putea da seama că ei sunt cu Iisus dacă ei în comportamentul lor unul față de celălalt aveau o atitudine atât de divergentă și contradictorie și fiecare dorea să fie mai presus decât celălalt? Și atunci Domnul a zis, prin asta vor cunoaște oamenii, că voi sunteți diferiți, iar noutatea este că voi urmați modelul meu, că voi iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Atât doar poate este interesant când citim pasajul acesta biblic, să avem în minte faptul că este dat într-un context în care ucenicii au trecut prin poate cel mai dificil moment de tulburare, când Iuda avea fix gândul de vânzare, când a plecat să facă lucrul ăsta, când lucrurile erau poate cel mai slabe și Iisus le-a zis, eu chiar nu o să mai stau mult cu voi. Și chiar în seara aceea a fost prins și dus pentru judecată. Foarte frumos ați explicat. Porunca cea nouă cumva ne include Dumnezeu și pe noi în misiunea sa.
Și ca să fim părtași, să putem să ne angajăm în această misiune a lui Dumnezeu, trebuie ca să înțelegem corect acest concept de misiunea lui Dumnezeu. Cum am descrie noi astăzi, în cuvintele noastre, această misiune? Cum să înțelegem misiunea lui Dumnezeu? Este frumos că în studiile anterioare am plecat de la rădăcinile misiunii, de la un Dumnezeu orientat spre misiune. Noi am devenit misiunea sa, iar El ne-a încredințat nouă mai departe misiunea pentru alți oameni. Mi se pare că studiul acesta merge în profunzime. Am înțeles că avem o misiune, ca să zic, o datorie creștinească care ține de, care devine identitatea noastră ca și creștini. Așa cum spunea Daniel, să vă iubiți unii pe alții. Asta e identitatea voastră. Dacă așa vă vor cunoaște, dacă vă veți iubi. Nu sunteți, vă iubiți, sunteți creștini, nu, sunteți doar cu numele, dar nu, identitatea este afectată. Ei, mi se pare că prin acest studiu mergem în profunzimea subiectului și Dumnezeu ne învață ce este dragostea. Pentru că uneori, după ani de practică religioasă, avem tendința să spunem misionăm oameni. Avem această... fac misiune între oameni. Și atunci, ce înseamnă misiunea? Înseamnă să dăm cărți cu tematică religioasă, să-i vizităm pe bolnavi și chiar Pavel, Iacob, Apostolul Iacob spune să-i vizitați în suferințele lor, să fim buni, să primirea de oaspeți, spune Apostolul Pavel. Deci sunt multe aspecte, dar Mântuitorul merge în miezul problemei și spune 1 Corinteni 13, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești, îngerești, profetice, de care credem, chiar dacă mi-aș împărți totul la săraci, chiar dacă fac misiune și nu am dragoste, sunt nimic. Mi se pare că acest studiu biblic de săptămână aceasta pune nu doar baze, ci miezul misiunii, spune Mântuitorul, spune dragostea. Aceasta e misiunea, să vă iubiți unii pe alții. Pentru că dacă îmi voi iubi semenul, clar îl voi, în cazul lui, îl voi susține, mă voi ruga, îl voi vizita. Clar, dacă îmi iubesc semenul și cred că are nevoie de încurajare și dau o carte să... Dar nu cartea devine scopul în sine, nu vizita devine un scop în sine, nu așa misionăm oamenii încercând să le întipărim niște idei, ci iubindu-i. De aceea mi se pare că așa de frumos studiul acesta nu că n-am ști, nu ne învață, doar ne reamintește că este posibil ca să fi uitat care e misiunea. Misiunea noastră este dragostea, să iubim pe oameni. Apoi când iubim, îi încurajăm. Când iubim, îi îndreptăm. Sau nu noi îndreptăm, dar mă rog, ne sfătuim și spun, uite cum am înțeles, ne împărtășim viziunea biblică, dar iubindu-i, întotdeauna dragostea rămâne în centru. Când facem toate celelalte, scoțând din ecuație dragostea, noi o numim misiune, dar ea, misiunea fără dragoste, și aceasta este, și cei care ne urmăresc, m-aș bucura dacă ar păstra gândul acesta ca miez al acestui studiu. Misiunea noastră este dragostea față de oameni, să iubim pe oameni, să ne iubim unii pe alții. Altfel, toate celelalte pe care noi le numim misiune sau a misiona oamenii sunt zero. A da cărți, a le spune oamenilor despre Dumnezeu, a încerca să-i încurajăm. Fără dragoste nu sunt misiune. Când le facem din dragoste și din interes profund, aceasta este misiunea. Aceasta este ce a făcut Dumnezeu prin Domnul Iisus pentru noi și aceasta este ceea ce trebuie și noi să facem mai departe pentru semeni. Foarte bine ai explicat. Și îmi place și aș vrea să subliniez un lucru, că sunt foarte mulți oameni care chiar fac misiune cumva din datoria, se simt datori să facă lucrul acesta și poate că sacrifică din timpul lor, sacrifică din banii lor, dar așa cum ai spus tu, motivația contează. Dacă motivația nu este dragostea, dacă nu simt că arde inima de milă și de iubire pentru cei care se pierd, celelalte lucruri, n-aș vrea să zic că sunt făcute degeaba, că Dumnezeu are planurile lui cu cărțile date, cu, știu eu, vizite și așa, dar
Dacă nu e motivația, exact cum ai zis, Corinteni 13, și aceasta cred că trebuie subliniată încă o dată. Pentru ei nu este degeaba, dar pentru mine este degeaba. Exact. Și Apostol Pavel este clar când spune, dacă fac lucrul acestea fără dragoste, sunt un nimic. Nimic. Exact. Deci, pentru ei poate să fie de folos, că Dumnezeu poate să vorbească unui om printr-o carte pe care o dau și el să fie mântuit, și eu tot pierdut. Exact. Asta este problema, misiunea care are la fundament dragostea. Aminteai tu că în diferite modalități în care putem să facem misiune este și primirea de oaspeți, dacă am înțeles bine. Există o conexiune între ospitalitate și lucrare misionară? Dacă da, cum putem oare să folosim ambientul casei noastre pentru ca să ducem la oameni cunoștința despre adevăratul Dumnezeu? Nu cred că poți să vorbești despre dragostea față de oameni atâta timp cât nu reușești să depășești niște granițe ale unor discuții care sunt formale la distanță și care sunt mai mult protocolare. Nici nu poate să fie vorba despre dragoste. Ospitalitatea, deschiderea casei, deschiderea inimii, deschiderea, nu știu, a buzunarului față de oameni, ține de modul în care îi permit unui om să intre mai aproape de mine. Și dragostea înseamnă că îl port pe un om aproape de inima mea, de sufletul meu. Deja se leagă o relație, să înțeleg. Lucrurile nu sunt făcute la nivelul ăsta doar formal. Aș vrea, în schimb, să introduc acest cadru dând și o altă viziune. Misiunea lui Dumnezeu, eu cred că ar trebui luată după modelul Domnului Iisus, pentru că scopul misionar, adică ținta misionară, trebuie să o avem toți. Trebuie să știu eu care e până la urmă scopul meu. Ce ar trebui să vadă oamenii? Ce ar trebui să înțeleagă oamenii? Mijlocul este prin dragoste. Modalitatea este, îi dau o carte, sunt ospitalier. Adică am mai multe modalități de a arăta prin dragoste ceva. Și aș vrea să le explic tuturor și cumva pentru mine misiunea lui Dumnezeu este să-L reprezint pe El așa cum a făcut-o. El a venit ca să-L arate pe Tatăl. Ăsta a fost scopul Domnului Iisus când a venit pe pământ. Misiunea Lui a fost ca să-L descopere pe Tatăl. Când Domnul Iisus le spune ucenicilor să vă iubiți unii pe alții, atunci oamenii ce vor cunoaște? Că sunt ucenici. Că sunteți copiii mei. Da? Că sunteți ucenicii mei. În felul ăsta oamenii vor face conexiunea. Voi vorbiți despre Iisus. Voi vorbiți despre Dumnezeu. Voi arătați către Dumnezeu. Eu cred așa, că scopul unui misionar, scopul unui creștin, când vorbește altul, este să-L descopere pe Dumnezeu. Ăsta este scopul. Să-L facă cunoscut oamenilor. Dragoste este mijlocul, sau nu pot să o fac fără dragoste. Este un lucru fals. Dacă încerc doar să fac ceva fără ca să pun suflet. Modalitățile sunt mai multe. O modalitate este aceea de a fi primitor de oaspeți. Nu doar pentru ca să găzduiască și să doarmă, dar și ca să studiem împreună în casa mea și ca să îmi deschid ușile, să stăm la masă împreună cu cineva. Cred că am deschide casa față de cineva este și nu neapărat uneori este înțeles greșit misiunea. Și spun asta pentru că este luată ca și când cineva face prozelitism pentru o biserică anume. Și când omul respectiv are în vedere doar să-l bag pe om în biserică pentru ca noi să fim mai mulți, pentru ca biserica să fie plină, aceasta nu este misiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se limitează doar ca un om să fie adus într-o biserică, să fie partizan aceleași idei pe care le am eu, să-l conving și pe el de gândurile mele, să-mi dea dreptate. A, tu ai dreptate, uite, adevărul este la voi, voi aveți dreptate. Nu asta este scopul. Și cred că într-un fel comun fiecare vrem să-L descoperim pe Dumnezeu, doar că ar trebui să mă gândesc, eu îl descoper pe Dumnezeul Bibliei sau pe Dumnezeul din mintea mea și din viața mea. De aceea este important și ce cred. De aceea este important să cred ceea ce spune Biblia. Ca să nu cumva să spună omului o treabă greșită. De aceea este important să pot să nu transmit un mesaj. Eu vorbesc despre Dumnezeu și eu mă urăsc cu fratele meu. Nici n-am cum să fac asta. Iar modalitățile pot să fie false și oamenii să simte lucrul ăsta, sau autentice când sunt făcute cu dragoste.
Iar ospitalitatea poate să fie făcută din datorie și atunci o simți. Când cineva te primește din datorie acasă, adică, ok, n-am încotro, trebuie să fac și pasta, uite acolo e patul sau... Da. Și atât, mai mult de atât nu se simte. Foarte bine ai explicat și mai ales cu modalitate și cu să facem. În timpul acesta mi-a venit un gând referitor la ambientul casei, spune, și a fi model, ziceai. Zice, Avram era un model pentru casa lui. Zice, eu știu că va porunci casei lui, da, ca să țină. Și mă gândeam la un alt aspect al misiunii, pe lângă cele amintite. Le am pe toate, le știu pe toate. Un lucru poate doar nu știu, de unde se începe misiunea. Pentru că mă duc să fac misiune cu vecinul, mă duc să fac misiune cu standul de cărți, mă duc să fac misiune, iar cei din casa mea nu mă recunosc ca fi misionar. Cei din casa mea mă cunosc poate ca un om care mi-am pierdut răbdarea, cu copiii care întreabă de 10 ori o singură explicație pe care nu o înțeleg și trebuie să le-o dai cu răbdare și cu calmitate, sau poate copiii mei așteaptă să îmi iau timp pentru ei, pentru că ei sunt primii, și este biblic lucrul acesta, pentru că Biblia spune mai întâi cei din casa ta. Și nu este un mod egoist, ci Dumnezeu știe că dacă tu ești misionar în casa ta, ai ce să prezinți altora. Asta mi-a venit acum spontan. Și este modelul de lucru al Domnului Iisus Hristos. Spune, eu am venit pentru oile pierdute ale casei lui Israel. El de acolo și-a pornit misiunea. Pentru că apoi, în încheierea lucrării sale pe pământ, se le spune ucenicilor, mergeți și cu ce începe? Din Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la capătul pământului. Adică misiunea începe acasă, ca mamă cu copiii mei, ca tată probabil tot. Și se extinde la cei dragi, la biserică și apoi, iar modelele biblice arhicunoscute pe care orice om familiarizat cu Sfânta Scriptură știe că modelele biblice exact, sau exemple biblice din perspectiva aceasta misiunii, exact asta ne învață. Noe și potopul. Noe, deși predica pentru toată lumea, și-a salvat doar pe cei ai lui. În corabie au fost salvați doar membrii familiei sale. Iosua, conducătorul întregului popor Israel, spune, voi alegeți pentru voi, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. El se așează ca și în calitate de conducător în fața oamenilor și spune, lucrez pentru voi, dar eficient în ceea ce fac sunt în familia mea, iar la voi pot să fie eficient în funcție de alegerea voastră, dar încep din familia mea. Și așa cum spuneam, Domnul Iisus Hristos pune punctul pe I și spune foarte clar, am venit pentru oile pierdute ale casei lui Israel, misiunea începe în Ierusalim și se termină la marginile pământului, pământul nu are margini că e rotund, ceea ce ne spune că misiunea continuă toată viața. Dacă n-am dat de marginea pământului, ne mai întoarcem o dată roata și mai... asta făcea și Pavel, trecea pe la bisericile pe care le-a misionat, dacă este să spunem așa, le-a întemeiat, trecea pe la fiecare și runda era, pentru că mergea cu vaporul 2, 3, 5 ani, mai ajungea prin temniță, mai așa mai vizitea două biserici, le mai scria de acolo două epistole celorlalte biserici și uite așa, pământul e rotund și cât timp se va învârti... și misiunea asemenea. Misiunea va trebui să... se rotează, adică să o luăm de la capăt. Nu ne place, dar o luăm de fiecare dată și în fiecare zi de la capăt, cu cei dragi și acolo unde Dumnezeu știe să iubim. Repetăm, poate, niște lucruri, dar le considerăm suficient de importante cât să merite repetate. Nu facem prozelitism, nu este aceasta misiunea noastră. Misiunea noastră este să îi iubim pe oameni și acolo unde au nevoie, da, să intervin cu ceva, să împărtășesc o carte, o idee, să ne rugăm împreună, sigur că da, dar misionarismul nu este ținta principală sau scopul principal, ci scopul principal este iubirea de oameni și câștigarea lor pentru împărăția lui Dumnezeu. Clar, dacă îmi iubesc semenul și îmi pasă, aș vrea să-l știu mântuit, dar când aceasta devine motivația cu care fac toate celelalte lucruri, atunci este spre salvarea lui. Nu adună nimeni puncte, nu știu că sunt confesiuni religioase care au în
obiectiv. În obiectiv, sau cum să zic, în practica să bifeze o oră pe zi. Și este bine atunci când o fac din dragoste pentru oameni. Când însă pierdem lucrul acesta de vedere, totul este... rămâne un hacker. Da. Și eu nu cred că misiunea se face cu program. Exact. Simți. Când... Pentru că de aceea este momentul în care te întrebi cum începe misiunea. Misiunea lui Dumnezeu nu are program. Eu cred că a fi misionar este un stil de viață. Eu trăiesc făcându-L pe Dumnezeu, cunoscut oamenilor. Dragostea nu este cu program. Eu nu cred că cineva are acasă program de a fi bun cu soția sau a nu fi bun cu soția. S-a terminat programul, ora de bunătate s-a dus și după aceea nu mai sunt. Lucrul ăsta nu se discută. Noi suntem pentru Dumnezeu și în contextul pe care îl avem. Că astăzi lucrez mai mult singur acasă, nu înseamnă că dacă nu m-am dus undeva printre oameni, am ratat misiunea. Uneori sunt în mijlocul oamenilor, alteori sunt în casa cu copiii mei sau... De aceea cred că a înțelege misiunea lui Dumnezeu este cel mai important. El nu ne-a chemat să facem lucruri șabloane pentru bifarea unor lucruri, ci ne-a chemat să-L facem cunoscut. Există o barieră a păcatului pentru care oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu și Dumnezeu ar vrea să-L folosească pe cei care știu să le spune și altora. Și nu poți să-L prezinți pe Dumnezeu folosind mijloacele lui Satana. Adică Satana folosește și retlicuri, înșelătorii, abuzuri ca să-L facă și cum să-L prezinți pe Dumnezeu prin abuz? Să nu faci asta, să faci asta, să te duci acolo. Sau prin șiretlic, vreau să-L păcălesc, îi dau un lucru ca să-i duc în altă parte. Prin dragoste a căutat Dumnezeu, așa trebuie să fac și eu. Deschizându-mi casa, fiind ospitalier, invitând pe oameni să stea împreună cu mine, mergând în casele lor. Cred că asta este un mod natural și de cele mai multe ori planuri, de strategiile, se fac multe strategii și eu cred că nu este rău atunci când ne organizăm, dar este greșit atunci când rămânem la nivelul de strateg ca să-mi ating un obiectiv, dar uit că eu de fapt nu am doar un obiectiv, ci eu trăiesc un stil de viață. Așa este, mă gândeam acum în timp ce spuneai, misiunea nu înseamnă ca să-mi iau Biblia la subțioară și să plec acum, mi-am propus câteva ore, mă duc și fac misiune. Eu cred că acest cuvânt inspirat care spune o predică trăită vorbește mai mult decât 1000 de predici rostite, este mai multă misiune în a ajuta pe cineva, în a vărsa o lacrimă cu cel ce plânge, în a te bucura cu cel ce se bucură. Este multă misiune când arăți, să concluzionăm, dragoste. Un alt aspect care ține tot de misiune, dar este un pic mai discret decât aceea de a ieși în față, poate că nu știe nimeni decât tu și Dumnezeu, este exemplul lui Avraam, care este mult mai grăitor decât toată teoria rostită de la anvoanele bisericilor, indiferent din ce confesiune religioasă am face parte. Rugăciunea lui de mijlocire arată cât de important a fost pentru el oamenii din Sodoma. Chiar dacă ura păcatele care se săvârșeau acolo, însă el a iubit oamenii aceia. Și foarte interesant că Avram nu s-a rugat pentru Lot și familia lui, probabil pentru ei îl ardea sufletul cel mai tare, ci s-a rugat pentru oamenii din cetățile acelea blestemate. Deci este atât de importantă rugăciunea de mijlocire pentru niște oameni care nu cer ca să te rogi pentru ei. Are Dumnezeu nevoie de rugăciunea noastră de mijlocire ca să poată interveni în viața acestor oameni și ce impact are rugăciunea de mijlocire pentru ei, pentru oameni pentru care mă rog, dar în mod special în relația mea cu Dumnezeu? Spuneați puțin mai devreme că a luat Biblia sub braț și a pleca efectiv să fac misiune pe stradă poate să fie o modalitate greșită de abordare și un înțeles greșit al termenului de misionarism sau misiune. Pe de altă parte, ceea ce este perfect adevărat, da? Când este conștient, aleasă doar ca tehnică, metodă, ca să-mi liniștesc conștiința. Pe de altă parte, nu există om care să cunoască dragostea lui Dumnezeu și să nu devină automat misionar. Un citat inspirat spune, fiecare om care se naște în împărăția lui Dumnezeu se naște ca misionar. De ce spun lucrul acesta? Deci nu pot să mă numesc creștin, indiferent, așa cum spuneți, de care e confesiune religioasă, fără să devin automat misionar.
Pentru că atunci când îl cunosc dragostea lui Dumnezeu, vreau să dau dragostea asta mai departe. Și când îmi pasă atât de mult de cel de lângă mine și îl știu pierdut, îmi doresc să fac orice ca să-l văd salvat. Atât poate în înțelegerea mea. Și atunci, orice discuție, orice act pe care îl face, orice activitate. Lucru pe care îl facem împreună, orice activitate, orice plan pe care îl facem împreună, mai devreme sau mai târziu ne aducem punctul acesta comun, Dumnezeu. Stau de vorbă cu noi, să zic, o persoană. Astăzi vorbim despre poate o vecină, poate o prietenă sau o prietenă nouă. Și la o întâlnire vorbim despre vreme, despre rețete, despre... Când mă întâlnesc a doua și a treia oară, automat discuția vine spre Dumnezeu automat. De ce? Pentru că mă gândesc ce o persoană aleasă. Aș vrea să văd mântuită, să o știu în ceruri. De aceea, dacă este cineva care ne ascultă și la un moment dat a fost abordat de cineva și se gândește oamenii ăștia vor să facă, nu, să știți că atunci când îl cunoști pe Dumnezeu și când ai cu adevărat interes pentru semeni, nu vrei neapărat, cum spunea soțul, în biserica ta, dar vrei mântuit. Și n-ai cum să n-ajungi la punctul acesta de misiune. Și să ajung la întrebarea pe care ați pus-o adineauri. Ca misiune, probabil nu o facem, nu, Dumnezeu nu are nevoie de rugăciunea mea de mijlocire ca și cum n-ar ști cum să lucreze fără să mă rog eu pentru oameni. Sau el n-ar ști ce să facă dacă nu l-aș ruga eu să intervină pentru cineva. Dar trebuie să nu uităm că ne aflăm într-un conflict cosmic, într-o bătălie cosmică între bine și rău. Acum câteva luni în urmă, noi am discutat și am avut studiile acestea despre conflictul dintre bine și rău, bătălia cosmică. Și atunci Dumnezeu, în fața universului, este îndreptățit. Pe de o parte vine satana și spune, oamenii aceștia prin păcătuire mi-aparțin. El a ales să păcătuiască, clar nu este sfânt, Doamne, Tu ești sfânt, tu n-ai cum să ai, nu-i copilul Tău, el păcătui, m-a ales, pe mine e al meu. Adică ne revendică oarecum. Dumnezeu, când luptă pentru noi în fața universului, dar prin rugăciunile de mijlocire este îndreptățit în fața universului să intervină în viața noastră. În scrierile inspirate am citit gândul acesta că atunci când Dumnezeu vrea să-i salveze pe oameni, uneori satana face, și avem exemplul biblic al lui Iov, recomand cu toată inima pe cei interesați să citească cartea lui Iov, vine satana și spune, păi da, normal că Iov e credincios, păi tu îi dai binecuvântări, e bogat, are familie frumoasă, are case, are tot ce vrea, are sănătate, de aia este, ia atinge-te și vezi. Și atunci îl provoacă pe Dumnezeu. Satana la fel vine și astăzi și spune, stai puțin, tu vrei să-l mântuiești pe... Dar tu nu vezi că el n-are interes, el își duce viața lui, este fără tine, este ateu, nici măcar nu crede în tine, e al meu, nu te interesează să-l salvezi sau nu-i treaba ta să-l salvezi, e al meu, conștient m-a ales pe mine, el chiar s-a declarat ateu. Și atunci Dumnezeu, când un om, un creștin, se pune pe genunchi și se roagă pentru acea persoană și spune, Doamne, e prietena mea, așa de mult aș vrea să știu și pe ea mântuită, te rog, intervină o viață, ei descoperă-te ca să te poată iubi. Când satana vine și spune, nu te atinge, e al meu, el s-a declarat ateu sau, mă rog, te-a respins prin felul lui de a fi, prin alegerea păcatului. Dumnezeu este îndreptățit, ca să spun așa, în fața universului, să intervine pentru acea persoană și să-i răspundă cum i-a spus, exact cum i-a spus lui diavolului în cazul lui Iov. Cineva se roagă, eu, prin rugăciunile altcuia sunt îndreptățit, cineva m-a rugat să mă duc și să lucrez în viața lui. Așa că fac lucrul acesta. Deci nu că noi legăm sau dezlegăm pe Dumnezeu, nu că n-ar putea să o facă, dar în bătălia aceasta cosmică noi mijlocim așezându-ne pentru cei dragi ai noștri în fața lui Dumnezeu și implorând prezența lui în viața lor, ceea ce face o diferență în viața lor și, așa cum spuneați în încheierea întrebării, face o diferență și în viața noastră. Pentru că atunci când mă rog pentru cineva, mă responsabilizează să și fac ceva practic, nu doar să mă rog, ci să și îl susțin atât cât pot și cu ceea ce pot. Referitor la lucrarea misionară, aș vrea doar să mai zăbovim puțin, având în vedere faptul că am discutat despre faptul că noi nu facem prozelitism. Noi nu ne uităm atunci când facem lucrare misionară la cantitate, ci vrem să răspândim cunoașterea de Dumnezeu. Lucrarea de convertire a sufletelor este clar, este lucrarea Duhului Sfânt, nu este lucrarea noastră.
Cu toate acestea, trebuie să fim sinceri că uneori parcă ne descurajăm când facem cu toată inima lucrare, când mijlocim în rugăciune pentru cineva și nu vedem parcă efectul la, sau nu vedem un rod atunci, imediat. Ce ne spune perseverența rugăciunii lui Avraam pentru oamenii din Sodoma și cum ne ajută exemplul acesta ca să nu cădem în descurajare dacă Domnul n-a răspuns imediat și dacă Domnul are multă răbdare până ce aceia pentru care mă rog vor spune într-un final da. Rugăciunea de mijlocire nu poate să mântuiască pe cel care nu vrea să fie mântuit. Dar rugăciunea de mijlocire mă ajută pe mine să înțeleg cât de mult va lucra Dumnezeu pentru salvarea celui pentru care mă rog. Și dacă ne uităm la experiența lui Lot, înțelegem că Dumnezeu nu doar și-a pus mâna peste Lot, ci a fost distrusă Sodoma de lângă. S-a dus în casa lui. L-a luat și l-a scos afară. A luptat pentru familia lui. I-a zis, du-te, adu-ți copii, adu-ți ginere, adu-ți fetele și plecați pentru ca să fiți salvați. Lupta lui Dumnezeu pentru Lot a meritat toată mijlocirea lui Avraam. Pentru că Dumnezeu i-a salvat în felul în care și-au dorit ei să fie salvați, dar a mers căutând să salveze tot ce se poate. Dacă am ști că se deschid șansele pentru rămânerea harului lui Dumnezeu în dreptul unuia dintre cei dragi ai noștri, credem că această acordare a unei șanse pentru ca omul să se conștientizeze și să se întoarcă la Dumnezeu, atunci merită rugăciunea de mijlocire. Este, poate nu pot ajunge la distanță. Avram nu putea ajunge să-i vorbească lui Lot. Lot, ieși din Sodoma, nu-i pentru tine Sodoma. Dumnezeu nu poate sta în Sodoma, pleacă din Sodoma. Avram nu mai avea șansa asta. Dar Dumnezeu, prin mijlocirea lui Avram, a putut să-i dea șanse să-l convingă și să-l lase să decidă cât de mult se poate pe el, pe copii, pe soție și pe tot ce care și-au dorit ca să fie scăpați. Aici este rugăciunea de mijlocire. Este lupta noastră pentru ca în cumpăra veșniciei omul să poată să aibă din nou șansa conștientizării și ieșirii. Mai aș avea o întrebare care poate că merită să zăbovim puțin asupra ei. Înțelegem ca noi să ne supunem voinței lui Dumnezeu atunci când ne trimite să facem o lucrare sau atunci când facem mijlocire, știm că acesta este și dorința lui Dumnezeu. Și ne place când este vorba de ceva bine, care este binele nostru, care este promițător, dar uneori Dumnezeu ne scoate din zona noastră de confort, poate că nu l-am cunoscut prea bine și ne trece chiar printr-o încercare. Este greu ca să ne mai supunem voinței lui Dumnezeu fără să-L întrebăm, Doamne, dar de ce trebuie să sufăr? De ce trebuie să trec eu prin boala aceasta? De ce prin necazul acesta? Asta pentru că majoritatea dintre noi nu înțelegem corect conceptul de supunere față de voința lui Dumnezeu, dar privit nu din perspectiva noastră, ci din perspectiva lui Dumnezeu. Haideți să vedem ce înseamnă ca să te supui voinței lui Dumnezeu și cum putem ca să punem în practică și atunci când trecem prin suferință, când nu înțelegem planul lui Dumnezeu, de ce, poate că am trăit o viață sănătoasă, am încercat ca să fiu în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu și totuși cunosc cazuri care s-au învolvit de cancer, de exemplu. Și cum să înțeleg voința lui Dumnezeu și să fiu supusă? Cât de ușor poate să pară să vorbești teoretic despre asta? Și așa cât este. M-am gândit la asta. Teoria... De aceea m-aș feri să dau sfaturi, personal, m-aș feri să dau sfaturi oamenilor prin experiențele care poate mi-ar fi greu să trec sau și să spun... Dar tu ai trecut printr-o experiență și poate că ne ajută și pe noi experiența ta că n-a fost ușor să treci pe aici, dacă poți să te întreb personal. Așa este, este adevărat. Am în minte trei lucruri care pot să fie, nu sunt sfaturi, sunt idei pe care le împărtășesc și dacă cuiva îi sunt de folos. Ce m-a încurajat în momentele grele au fost aceste trei idei scurte. 1. Dumnezeu nu greșește niciodată. Dumnezeu este desăvârșit, este perfect, nu poate greși. Dumnezeu nu greșește. Așa că dacă a îngăduit sau a hotărât ceva sau a lăsat ca un context să fie,
El știe de ce, chiar dacă nu știu eu. 2. În orice situație a vieții, în orice situație a vieții, Dumnezeu mă iubește. Chiar și atunci când sunt greșit, chiar și când mă răzvrătesc împotriva lui, Dumnezeu mă iubește. Și asta dă putere. Și 3. Pe lângă viața aceasta mai există și veșnicia. Și aceasta este scopul, acesta este scopul suprem, aceasta este ținta finală a umblării noastre în calitate de creștini cu Dumnezeu. Nu viața aceasta, nu bunăstarea vieții acestea, că atunci toți creștinii ar trebui să fie fericiți, bogați și sănătoși. Dar nu viața aceasta este ținta finală, ci ținta finală este veșnicia. Și pentru că eu sunt limitată în gândire și nu cunosc ziua de mâine și viitorul, nu știu ce impact are experiența aceasta poate tristă de astăzi asupra mea sau asupra celor care sunt implicați în ea pentru viitor, încredințarea că este spre mântuire, pentru că Dumnezeu nu, spune atât de frumos apostol, Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, Dumnezeu nu încearcă pe nimeni ca să-l piardă, doar ca să-l mântuiască. Este clar spre mântuirea noastră, că este o experiență tristă sau grea sau nu, este spre mântuirea noastră. Dumnezeu nu greșește, în orice circunstanță ne iubește și ceea ce îngăduie în viața noastră este ca să ne salveze. Intenționasem să vă spun, înainte să-mi puneți întrebarea atât de personal, un exemplu practic care m-a inspirat și este foarte recent, foarte de curând, o prietenă dragă și-a pierdut fiul cel mai mic, foarte tânăr, 29 de ani, necăsătorit, un iubitor de munte, însă un om care nu l-a acceptat pe Dumnezeu, deși familia întreagă. Irene? Da. Da. Și nu a avut legătura ruptă cu Dumnezeu, nu a fost interesat, nu mi-a dat un exemplu, această prietena aceasta mi-a dat un exemplu pe care, la care, care mi-a închis, ca să zic, gura, ca să pot să mai adaug ceva. În durerea unei, nu doar a unei mame care își pierde fiul, ci și a unei mame care poate nu are speranța revederii, decât prin minunea lui Dumnezeu, pentru că înțeleg că a avut momentele lui de întâlnire așa personală cu Dumnezeu. Atunci când i-am scris un mesaj de mângâiere, a scris înapoi: vă rog mult, rugați-vă pentru prietenii lui care vin, toți prietenii lui vin la mormântare, aș vrea să fie câștigați de mesaj de dragoste a lui Dumnezeu. Cât asta văd de o misiune, dragostea aceasta, când fiul tău este în coșciug mort și știi că nu, și tu nu te gândești la durerea din sufletul tău, tu te gândești la prietenii lui pentru care, pe care îi vrei mântuiți de dragul copilului tău sau... Deci asta este misiune, asta este dragostea. Și asta este ceea ce pentru mine a fost un model, n-aș spune, dincolo de orice aș putea să spun teoretic, acesta este fost practic dragostea sau misiunea prin dragoste, așa cum am înțeles eu de la această prietenă. Trebuie să spun că m-a impresionat până la lacrimi, pentru că și eu cunosc cazul și îmi este greu parcă să continui să vorbesc, dar da, Dumnezeu lucrează în diferite forme, pe diferite căi, ca să câștige pe cât mai mulți. Nu știm care este planul Lui. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine și pentru răspunsurile frumoase. Dragii mei, de asemenea, vă mulțumesc foarte mult că ați urmărit această emisiune și cred că ați primit răspunsurile potrivite la unele întrebări care poate v-au frământat. Pentru săptămâna care ne stă în față, provocarea noastră a tuturor este ca să iubim pe oameni și prin diferite împrejurări în care Dumnezeu ne va aduce să manifestăm această dragoste pe care am primit-o de la El și să o reflectăm către semenii noștri. Vă doresc o săptămână binecuvântată. La revedere!